Isusul cel minunat, care ți s-a arătat în ziua necazului sau în ziua în care erai singur și dezamăgit, frânt, Domnul acela să fie înălțat și binecuvântat. Numele Lui să strălucească în noi și peste casele noastre. Și mai mult, Domnul să strălucească aici în mijlocul sfinților care îl adoră pe El, care îi cântă cântări de laudă. În cântările acestea e dorul nostru. Punem toate sentimentele noastre de măreție care sunt într-o inimă ca a noastră, într-o inimă născută din nou. Dumnezeu să fie binecuvântat. Poporul Domnului data trecută, adică duminica trecută, seara, am citit despre cea de-a doua călătorie a Apostolului Pavel. Când a fost în Tesalonic, în Berea, după aceea a mers în Atena și apoi în Corint. Aș vrea să recitim textul, respectiv Fapte 17, versetele de la 15 în jos. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc de el, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, și o femeie numită Damaris, și alții împreună cu ei. Amin. Mulțumesc, dragii mei, reocupați-vă locurile. Așa cum de fiecare dată ne-am închinat cu inimă când ne-am întâlnit în părtășie în sanctuarul lui Dumnezeu, dedicat, închinat Domnului, și în această seară ne-am închinat cu inimă. Avem multe răni, avem multe așteptări, multe nevoi. Pe unele dintre ele le putem împlini noi cu ajutorul Lui. Pe altele nu le poate împlini decât El. Și pe unele și pe altele le așezăm în mâna Lui,
cu rugăciunea: Doamne, ai milă de noi. Data trecută am avut o predică pe care am intitulat-o Între sinagogă și piață, dat fiind faptul că Pavel, ajungând în Atena, și-a ales două locuri în care să predice Evanghelia: evreilor și oamenilor temători de Dumnezeu care frecventau sinagoga săptămânal, Pavel le predica Evanghelia în sinagogă. Oamenilor care nu mergeau în sinagogă să se închine, dar mergeau la piață să-și cumpere de-a legurii, Pavel îi întâlnea în piață și le predica Evanghelia. De aceea am numit predica de data trecută Între sinagogă și piață. Data trecută am încercat să vă spun 3-4 cuvinte care prezintă un sumar context al acestei celebre cetăți numită Atena, care a fost centru intelectualității grecești, care de aproximativ 5 secole domina cu filozofia ei lumea. De asemenea, am vrut să vă spun că în lumea aceasta a ajuns Pavel și, predicând Evanghelia atât în casa de rugăciune în sinagogă, cât și în piață în public, filozofii aceștia, și unii și alții, pentru că erau de extrema stângă și de extremă dreaptă, l-au luat și l-au dus la mai mari cetății ca să dea socoteală de credința lui. Din text observăm că puțin l-au luat cu forța, cu autoritate, că la sfârșit, zice, atunci Pavel a ieșit din mijlocul lor, ca și cum s-a bucurat de ocazia că a putut să plece. Până la urmă se avansează ideea că el n-a mers chiar de bună voie acolo. Uitați-vă cu atenție în text și observați că ei au fost un pic speriați de vorbirea lui și cu autoritatea unora care dominau locul acela, l-au luat și l-au dus la oamenii care conduceau orașul undeva lângă Acropole și l-au rugat să prezinte învățătura lui. Pavel, ajungând acolo, le vorbește în predica lui despre credința lui. Dar înainte de predica aceasta, pe care, sau despre care eu vreau să spun 2-3 vorbe în această seară, vă aduc aminte că un ultim lucru pe care l-am spus data trecută a fost să prezint puțin felul în care s-a comportat Pavel când a ajuns în oraș. Primul lucru pe care l-a făcut a fost nu să fie atras de arhitectură. Arhitectura era impresionantă. Acolo, în locul acela, istoria spune că era o statuie de aproximativ 40 de metri, făcută din aur curat, și statuia aceea era simbolul unui reprezentantul unui soldat care avea o sabie, care se vedea de la, strălucea în bătaia soarelui, se vedea de la 40 de kilometri, așa spune istoria. Era făcută din aur masiv. Și toți zeii Olimpului erau înghesuiți în zona aceea, împrăștiați ca firele de nisip. Ei, Pavel nu a remarcat în primul rând lucrurile astea, nu a remarcat arhitectura, arta, jocurile sportive, ci a remarcat idolii care și-au dat seama că îi țin prizonieri pe locuitorii Atenei. Și a fost indignat de dușmanul care concura cu Domnul lui, cu Domnul Iisus Hristos. Pavel a avut această preocupare pentru lucrurile spirituale. Omul acesta nu vedea decât împărăția lui Dumnezeu și dușmanii acesteia. De asemenea, am vorbit puțin despre strategia lui și astăzi seară am ajuns la predica lui. Pavel este chemat să dea socoteală și omul acesta începe să predice. Cum și ce a predicat el? Ce am fi predicat noi în situația lui? Omul acesta a fost un om înțelept. Și dacă îl urmărim în Biblie, în momentele în care a avut ocazia să predice în fața demnitarilor, în fața oamenilor politici, vom observa că el n-a avut neapărat o predică pe care a rostit-o așa mecanic, afișându-se că el spune adevărul, ci a fost un om înțelept, și urmărim predica lui din Acropole, vom constata că a avut călăuzirea Domnului și a plecat întotdeauna de la contextul în care se afla. Dar să vă spun ce am vrut să vă spun. Pavel a ajuns în Areopag și și-a dat seama că se află în fața unor oameni care aveau cunoștință despre filozofie, excelau.
Aveau cunoștință despre religiile păgâne, aveau cunoștință probabil despre iudaism, dar nu știau aproape nimic despre creștinism. Și Pavel își dă seama că oamenii aceștia îl vor asculta o bucată scurtă de timp. Și primul lucru pe care îl are în minte este să agațe predica lui de ceva din ei, că nu poți să o agăți de nimic. Și apoi, cât vor suporta ei la această învățătură, să încarce cât poate el din Evanghelie în inima lor. Și primul lucru pe care îl face Pavel este să-l prezinte pe Dumnezeu ca pe creatorul lumii materiale și al tuturor oamenilor. Uitați ce spun versetele 24 și 25. Dumnezeu care a făcut lumea, pentru ei era șocant. Și tot ce este în ea, pentru ei era șocant. Este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple. Ce le-a spus cu alte cuvinte? Toată bogăția asta voastră investită în temple este inutilă. A fost ofensator pentru ei. Dar ofensa a fost dozată ca să o poată înghiți. A fost spusă frumos. Și Pavel continuă spunând următorul lucru. Dumnezeul acesta nu locuiește în temple pe care le facem noi oamenii cu mâinile noastre. Iar el nu e slujit de mâini omenești ca și cum ar avea ceva trebuință de noi. Pavel demască, cu alte cuvinte, ignoranța filozofilor care se închinau la un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Cât de ridicol este pentru niște filozofi, oameni de știință ai vremii, să se închine la un Dumnezeu pe care ei înșiși declară că nu-l cunosc. Păi mă, dacă nu-l cunoști, de ce te închini, frățioare, la el? E ca și cum nu știi ce reprezintă, dar așa, în mod mecanic, ca un ignorant, te-a pus să te închini la el. Dar nu e dovada unor oameni cu discernământ. Înțeleg să te închini la ceva ce știi, la ceva ce cunoști, dar tu nu prea ai habar și te grăbești acolo să faci mătănii. Asta nu face dovada unui om cu scaun la cap. Și el a spus lucrul acesta la ei acasă pe terenul lor, la o armată de oameni care conducea orașul. Mai mult, atunci când Pavel afirmă că Dumnezeul cerului și al pământului nu e slujit de mâini omenești ca și cum ar avea de ceva, el face aluzie la obiceiul pe care îl aveau grecii să-și spele zeii din când în când, îi spăla, că se prăfuiau și mimau că le dă să mănânce. Adică ei au făcut din piatră niște zei și apoi îi spălau ca să fie curați și mimau că le dă să mănânce. Sigur că nu mâncau, că erau din piatră. Și Pavel face referire la obiceiul lor că îi hrănește ca pe niște baby și spune, zeii, Dumnezeul cerului și al pământului nu poate fi slujit de noi cu mâinile noastre. Cu alte cuvinte, cum procedați voi cu bucățile astea de piatră, cărora le-ați dat anumite înfățișări. Observați că Pavel vorbește în legătură cu obiceiurile lor. Vreau să vă întreb, când un predicator vorbește în legătura cu obiceiurile fraților din adunare, nu este așa că îl socotiți obraznic? Puteți să suferiți întrebări de genul ăsta, că mai am una sau două. Fraților, nouă ne-ar place ca predicatorii așa să vorbească încât să nu ne simțim atinși de absolut nimic. În momentul în care un predicator spune o predică de 30 de minute, fără ca să nu ne atingă nimic, ori cu el este o problemă, ori cu noi este o problemă. Când un tată stă de vorbă cu copilul lui, trebuie să-i spună ceva. Mă, fiule, fii-mă, băiatule, un pic mai serios. Te rog frumos, fii mai atent cu școala. Am auzit că conduci cam tare. Te rog frumos, ai grijă că o să iei amendă sau, Doamne ferește, faci un accident. Ceva, ceva. Îi spune că e fiso. Și Dumnezeu vine la noi și am ajuns la nivelul la care nu mai avem nevoie de niciun sfat. Frați și surori, această atitudine este periculoasă și nu este specifică oamenilor din nou, născuți din nou. Noi trebuie să ne întâlnim cu Tatăl nostru, să-i aducem închinarea și să-i ascultăm vocea, că ne mustră sau că ne mustră și ne apreciază și ne încurajează și ne motivează. El are dreptul să ne spună orice, că este Tatăl nostru și noi suntem ai Lui. Nu v-ați gândit niciodată
ce ar avea un om ca mine de câștigat să se ia de niște oameni ca dumneavoastră? Trebuie să recunoaștem că în orașul acesta, o mare metropolă a lumii, dumneavoastră sunteți o parte dintre cei mai buni oameni pe care Dumnezeu îi are. Sunteți ultimii oameni care ați merita cineva să vă treacă prin față. Ce rost ar avea un predicator să vină și în loc să meargă la curvari și la prăpădiții orașului care trăiesc în păcat, să vină la oameni care se tem de Dumnezeu și să se lege de ei? Frați și surori, Pavel a mers la oamenii aceștia și tot ce a spus, a spus ca să se potrivească stilului lor de viață. Aceasta e dovada că a vorbit Dumnezeu. Pentru că orice întâlnire cu Dumnezeu trebuie să aducă de la noi spre El închinare și de la El spre noi iertare, dar și îndreptare, corectare, maturizare. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, noi creștem și Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. Dacă nu, ceva nu-i bine. Apoi, uitându-ne în text, vom constata că grecii, potrivit istoriei, credeau ca și nemții din generația noastră sau din generația părinților noștri, că sunt o rasă de oameni specială, cu totul specială, și se comportau ca și cum toate celelalte naționalități sunt inferioare lor. Și Pavel avansează ideea potrivit căreia toți oamenii ne tragem dintr-unul singur, suntem egali, suntem la fel. Grecilor, potoliți-vă cu pretențiile voastre de superioritate. Potriviți-vă cu nota voastră de superioritate academică și științifică, că voi sunteți o categorie, o etnie specială și că filozofia vă face pe voi o categorie de oameni specială. Nu, 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 suntem la fel, ne tragem din aceeași sursă, suntem frați, la fel suntem toți. Pavel, prin predica lui, încearcă să-i corecteze, dar nu confruntativ în mod direct. Pentru că stă de vorbă cu niște oameni inteligenți, le vorbește în felul acesta știind că ei vor pricepe repede și ușor. Al doilea lucru pe care Pavel îl face în predica lui este să-l prezinte pe Dumnezeu în calitate de creator. Uitați ce spune Pavel, el a făcut pe toți oamenii ieșiți din unul singur. Oamenii aceștia vor locui pe toată fața pământului, iar Dumnezeu le-a așezat legi, hotare. Filozofii epicurieni considerau că zeii care i-au născut pe ei, după ce i-au născut, s-au îndepărtat foarte tare de oameni și i-au lăsat pe oameni ca să trăiască cum vor. Și n-au nicio sensibilitate față de durerile oamenilor, de necazurile prin care trec. Trăiesc absolut izolat de muritorii care se zbat pentru bucata de pâine pe pământ. Această religie astăzi este o religie foarte prezentă. Ei bine, Pavel o confruntă în momentul acela și le spune lor despre faptul că Dumnezeu este prezent în om. Nu-i departe de om. Este îngrozitor să ai un Dumnezeu care trăiește departe de tine, care nu-ți vede oboseala, frica, datoriile, boala, necazurile. Ce rost are să ai mâncare în China și să mori în America de foame? De câte ori n-am plecat de acasă fără medicamente și medicamentele le aveam acasă undeva într-un dulap, dar pe noi ne-a apucat boala departe de dulapul cu medicamente. Niciunul dintre noi nu putem să înghițim o pastilă pe care nu o avem la noi. La fel de inutil e un Dumnezeu pe care îl ai, dar a rămas acasă, departe, s-a ascuns undeva între două galaxii. Pavel încearcă să le spună acestor oameni despre inutilitatea religiei lor. Ce rost are să ai un Dumnezeu care nu se poate mișca, care nu poate interveni într-un moment de criză, care nu-ți cunoaște nevoile, problemele, care nu te iubește? La ce îți folosește un nume dacă în spatele lui e o iluzie? Apoi, Pavel prezintă raportul dintre creator și creatură. Uitați ce spune el în versetul 29. Noi suntem din neam de Dumnezeu.
Nu trebuie să credem că Dumnezeu este la fel ca aurul, ca argintul, ca piatra cioplită. Cum? Cu meșteșugirea și cu iscusința omului. Pavel le spune acestor oameni următorul lucru. Oameni buni, voi sunteți oameni inteligenți. Ce este în mintea voastră că ați luat un bloc de piatră, l-ați cioplit cu mâna voastră și la urmă vă închinați la el și îi atribuiți faptul că el v-a născut pe voi, că voi veniți din el? Nu vă înțeleg! Un copil poate să creadă asta, dar tu iei dintr-un munte un bloc de piatră, îl cioplești sau îl torni din aur curat și după aceea pretinzi că pe tine idolul ăsta, căruia i-ai dat un nume și l-ai așezat în marea armată a zeilor Olimpului, al cărui șef este marele Zeus, pretinzi că bucata asta de piatră sau sculptura asta te-a creat pe tine și te închini la ea. Aștepți să-ți dea recoltă, să-ți vindece copilul și așa mai departe. Bă, oameni buni, ce fel de judecată aveți? Asta le spune Pavel prin cuvinte puțin indirecte. Pavel i-a confruntat pe oamenii aceștia, însă confruntarea lui a fost cu înțelepciune gradată și măsurată. Nu e deloc o ispravă să fii atât de direct încât omul care te asculte să nu mai vrea să te asculte. Și după aceea să spui, păi e rău, de-aia nu mă ascultă. Nu știu dacă el e rău că nu vrea să te asculte sau dumneata nu știi cum să pui problema. Nu știu care dintre cei doi au o problemă. Pavel a fost un om care, observați că nu este foarte direct aici, ci atât de direct cât sufereau ascultătorii. Pentru că așa trebuie să-i vorbești unui om, ținând cont de cine este omul, că unii suferă mai mult, alții mai puțin. Unii au deja o bază pe care poți construi, alții n-au nicio bază. Fiecare vorbire trebuie adresată unui om. Dacă e un copil ca la școala duminicală, venim cu poze. Dacă e un adult precum noi, atunci au capacitatea să elaboreze un discurs și să înțeleagă ce trebuie. Lucrul acesta este un mare har, iar Pavel a fost binecuvântat de Dumnezeu cu acest har. Frații mei, un alt lucru pe care vreau să vi-l spun ca o ultimă componentă a predicii lui Pavel este că el prezintă pocăința ca pe o soluție la păcat. Pavel prezintă pocăința ca pe o soluție la problemă, iar problema era păcatul. Pavel le spune acestor oameni, voi aveți o problemă, păcatul, iar eu am o soluție, pocăința. El le spune, voi aveți un Dumnezeu și nu știți cum îl cheamă. Ei, ăla-i Dumnezeul pe care am venit eu să vi-l prezint. Dacă tot aveți aici un stâlp care îl reprezintă pe Dumnezeul pe care vreau eu să vi-l prezint, ce bine e că am ajuns la voi, ca să vă lămuresc cum îl cheamă pe zeul ăsta pe care voi nu-l cunoașteți. Ce le spune de fapt? Vai de voi de filozofi, aveți zeul, dar n-aveți numele. Ei, eu nu sunt un filozof ca voi, dar am găsit numele și am venit să vi-l prezint pe cel pe care voi nu știți cum îl cheamă. E ca și cum un bărbat se însoară, are vreo 20 de ani de când trăiește cu nevasta lui, dar nu știe cum o cheamă. Și atunci vine Pavel și spune, am văzut că ai lângă tine o persoană pe care nu știi cum o cheamă. Am venit să ți-o prezint, am venit să spun cum se numește. Păi cam ce părere trebuie să ai de bărbatul acela? Cam asta le spune Pavel la filozofi. Am venit să vă spun cum îl cheamă pe Dumnezeul la care vă închinați. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, spune Pavel, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pavel le explică filozofilor câteva lucruri în afirmația aceasta. Primul lucru pe care le explică este faptul că responsabilitatea unui om în fața lui Dumnezeu începe în momentul în care omul cunoaște adevărul despre acest Dumnezeu. Pavel le spune lor, voi n-ați știut despre Dumnezeu, de aceea Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar acum, în timp ce eu vă informez și prin cunoștință vine credința, acum, pur și simplu, voi deveniți responsabili. Asta le spune Pavel. Nu vă temeți de trecut, că ați făcut rău peste rău. Nu vă temeți de trecut pentru că voi nu ați știut ce faceți. Vouă vi s-a părut normal și voi ați primit această idolatrie, această formă de păgânism, ca pe adevăr.
De aceea Dumnezeu nu ține seama de până astăzi, dar acum, vouă tuturor, le spunea Pavel lor, Dumnezeu vă face responsabil pentru că vă conștientizează de greșeala păgânismului vostru, care v-a condus la păcat, și vă oferă oportunitatea iertării prin atitudinea numită pocăință. Aveți o problemă? Se numește păcat. Eu am o soluție numită pocăință. Asta este tot ce am vrut să vă spun, filozofilor epicurieni și stoici. Al doilea lucru este faptul că cunoștința de Dumnezeu îl va sensibiliza, îl va impresiona și îl va conduce pe om la decizia să-și recunoască vinovăția și să renunțe la ea. Observați ce spune Pavel, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când? Când le vestesc Evanghelia și prin Evanghelie vine deplina cunoștință a păcatului. Când le vestesc pe Iisus și prin această zicere a mea, oamenii sunt informați. De-abia de atunci încolo, Dumnezeu se așteaptă ca ei să facă ceea ce au aflat că trebuie să facă. Dar dacă n-au știut, ce să te aștepți la un om să facă dacă nici nu știe că trebuie să facă? Nici ce, nici cum. De aceea este importantă predicarea. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă cineva nu predică? Ei, aroganții, care aveau o părere înaltă despre ei, l-au numit pe Pavel palavragiu. Dar în palavrele acestui om era vestea bună a iertării veșnice pentru sufletele lor. Ce ușor poți disprețui o metodă prin care Dumnezeu vrea să te vindece, vrea să te hrănească, vrea să te ridice, vrea să te scoată din necazul în care te afli. Și o poți disprețui pentru că trăiești într-o altă dimensiune a ignoranței și râzi de ce nu știi, fără să înțelegi lucrul de care râzi. Te așteptai la niște oameni, la niște filozofi ca aceștia, să fie atât de nepricepuți în domeniul spiritual, se pricepeau ei la geografie, se pricepeau ei la o grămadă de lucruri, însă săracii se închinau la niște bucăți de piatră pe care le-au cioplit cu mâinile lor și la niște bucăți de aur cărora le-a dat forma după matrița pe care au avut-o, după forma care a modelat idolul. Observați că Pavel își încheie vorbirea în momentul în care ajunge să vorbească despre înviere. Când au vorbit de înviere, ei n-au mai putut suporta și au spus stop! Și s-au împărțit în trei categorii. Prima categorie au fost cei mai politicoși dintre ei. O să te ascultăm altă dată cu privire la treaba asta. Nu mai putem rezista acum, stop, altă dată te vom mai asculta. Părerea mea personală este că a fost un mod politicos de a-l opri. Nu cred că au mai avut dorința să-l asculte altă dată, dar aceasta e doar un punct de vedere. Dumnezeu știe adevărul. A doua categorie dintre ei au fost oameni nepoliticoși și tupeiști. Știți ce au spus? Și-au bătut joc de el. Biblia nu spune cum, dar spune că și-au bătut joc de el. Să întâlnești pe omul lui Dumnezeu care îți vorbește despre cum să ieși din pierzare și din foc și în loc de mulțumesc frumos și conformare să-ți bagi joc de el, pur și simplu stai singur craca sau creanga pe care stai. Și a treia categorie sunt oamenii care s-au convertit. Biblia spune două nume. Primul, ne spune Biblia că era Dionisie. Dionisie care avea o slujbă, o slujbă n-are opag. Asta înseamnă că era unul dintre oamenii mari de acolo. S-a pocăit ăsta. Și s-a mai pocăit o femeie numită Damaris. Nu ne spune Biblia, Luca nu ne explică de ce a enumerat-o pe femeia aceasta, de ce i-a spus numele. Dar foarte probabil că era o persoană însemnată cu oarecare reputație în societate. Pentru că după aceea spune și alții, categoria alții nu mai se ridică la nivelul să le spună numele. Observați că Pavel le predică Evanghelia și se naște o biserică în Atena. Cum? Printr-un om care a înțeles să predice în sinagogă la cine merge la sinagogă și să predice în piață la cine, predică, la cine merge în piață. Că cei care mergeau în piață, ori te duceai la ei în piață să le predici, ori n-ai fi putut să le predici decât în iad. Dar acolo ce rost are să le mai predici Evanghelia?
De aceea Pavel s-a dus în piață, acordându-le singura șansă ce le putea fi acordată, în piață sau nicăieri, poporul lui Dumnezeu. Să nu vă pară rău niciodată de efortul pe care îl facem ca oameni ai lui Dumnezeu și ca biserică, atunci când mergem mai aproape sau mai departe, cheltuindu-ne timpul și banii, ca să spunem despre împărăția lui Dumnezeu oamenilor care n-ar veni niciodată la biserică. Să nu vă pară rău dacă prin intermediul televizorului, care intră în case unde noi n-am fi acceptați. Să nu vă pară rău dacă avem alte metode, construim ceva în nu știu unde. Orice cheltuială, orice investiție, atunci când o facem în piață, pentru oameni care ori te duci în piață la ei, ori nu-i mai găsești nicăieri. Să nu ne pară rău, pentru că Biblia ne sporuncește să facem lucrul acesta. Prezentându-ne exemplul lui Pavel, așa a luat naștere o biserică. Și acesta e doar un model care s-a repetat peste tot. Închei, scumpă biserică, făcând o aplicație la creștinismul contemporan cu această atitudine pe care a avut-o Pavel în Atena. Fraților, Pavel s-a dus în Atena și a găsit o categorie de oameni care erau inteligenți, erau instruiți, pregătiți, erau urmașii marilor filozofi și Pavel le vorbește despre ceva ce ei nu știau. Se pricepeau ei la multe, dar în zona aceasta erau ignoranți. Și prin faptul că Pavel le vorbește, ei au avut posibilitatea să se pocăiască. Unii au batjocorit, alții au amânat, alții au acceptat. Și fiecare a avut la sfârșit, când a murit, ce a ales. Însă, la aproximativ 2000 de ani de atunci, noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Când noi spunem Biserica lui Dumnezeu, noi spunem despre câteva zeci de mii de direcții care compun această Biserică a lui Dumnezeu. Există într-o parte anumite denominații, în mod deosebit cele protestante. Nu vorbim de cele istorice, 1050 când s-a scindat biserica. Vorbim de cele protestante, începând cu secolul XVI. Biserica luterană, reformată și toate celelalte din zona protestantă. Zona protestantă a intrat în declin și a adormit, somnul spiritual. Și a început secolul XVII când au apărut anabaptiștii și baptiștii și apoi secolul XVIII și XIX când au apărut adventiștii, penticostalii și creștinii după Evanghelie. Adică neoprotestanții. Mulți dintre neoprotestanții aceștia astăzi au ales să fie unii mai conservatori și unii mai liberali. Liberalismul acesta a dat naștere la un spirit de toleranță în care, sau care i-a ajutat pe ei să elimine în fiecare zi câte ceva, pentru că și-au construit mintea să fie cât mai lejer cu pocăința lor. Și-au spus, nu e nicio problemă dacă bei puțin alcool, e bine să nu te îmbeți. Dar asta nu poți controla mult, că după ce începi să bei, la urmă, dintr-o dată, nu mai ai probleme cu a bea sau a nu bea, după aceea ai probleme cu cât să bei. Și după aceea ai probleme când să bei și când să nu bei. Și am dat acum doar un exemplu. Și încet, încet spui, doar nu scrie în Biblie să nu fumăm, nu? Nu scrie. Așa că dacă nu scrie în Biblie, care ți-e problema? Și în Biblie nu scrie să nu bei, scrie să nu te îmbeți. Așa că până la zona la care te îmbeți, poți să bei liniștit. Și sigur că având o astfel de mentalitate liberală în care cauți cu lumânarea metode să elimini voia lui Dumnezeu și să-ți faci pocăința cât mai ușoară, adică să nu te coste nimic, să fii și cu Dumnezeu din punctul tău de vedere, dar să-ți faci și de cap din punct de vedere real, ei, așa astăzi sunt milioane de oameni. Că fac parte din bisericile istorice, că fac parte din bisericile protestante, că fac parte din bisericile neoprotestante, eu sunt doar un om și nu știu. Dar ce știu este să vă spun câteva manifestări. Și în urma auzirii acestor manifestări, noi, Biserica lui Dumnezeu cu numele de Betania, să ne întrebăm,
în ce raport suntem cu aceste lucruri? Adică noi ce fel de atitudine avem în legătură cu aceste lucruri spuse? Uitați ce vreau să spun, fraților. Vreau să spun că privind la contextul acesta pe care vi l-am prezentat, informarea oamenilor nesinceri nu conduce la pocăință. Pavel i-a informat, a spus ce trebuia, a spus cum trebuia, dar n-a produs niciun rod. O informare competentă, o informare cu efort, cu cheltuială, adusă unor oameni nesinceri, nu produce pocăință, produce informare, dar nu produce formare. A te forma ca om al lui Dumnezeu implică nu doar să auzi Evanghelia, implică să auzi Evanghelia și să o accepți, primind-o ca pe un adevăr personal. De-abia de atunci, informarea conduce la formarea caracterului personal. Dacă nu, rămâi cu ideea de a cunoaște despre, dar niciodată nu-ți schimbi stilul de viață. Știi la nivelul minții câte ceva, dar ești același om care trăiești în păcat. Ești aici un astfel de om? O altă aplicație este faptul că sunt oameni care nu doresc să fie deranjați cu chemarea la pocăință, ci doar cu ascultarea de lucruri noi. Oamenii aceștia însetează după satisfacerea curiozității. Am auzit că știi lucruri noi, vino, urcă-te pe piatră și vorbește, că te ascultăm. Dar când încep să-i confrunți personal, să intri în zona privată a vieții lor, spun, hei, stop, gata, te mai ascultăm și data viitoare. Sunt oameni care vin la biserică sperând că se vor spune lucruri care nu-i confruntă. Dacă el fumează, el speră că se va predica despre alcool. Dacă el bea, el speră să se predice despre țigări. Dar nu-i place când Evanghelia îl lovește, când îl tamponează. Nu-i place, că n-a venit de aia. El a venit să facă o vizită. Cum se numește copilul căruia îi vorbește tata, iar el nu aude? Iar el nu se corectează, nu se schimbă. Și astăzi sparge un geam și mâine două, azi fură un ou, mâine un bou. Cum se numește ăsta? Apoi, din spusele lui Pavel și ale lui Luca, care îl prezintă pe Pavel și slujirea lui, înțelegem că oricât ar fi de dureros în viață, există doar câteva experiențe comune. Restul sunt alternative. Care sunt experiențele comune? Nașterea și moartea. Acestea sunt obligatorii. Pocăința este alternativă. Nașterea și moartea sunt obligatorii, sunt impuse. Pocăința e liber ales. Vă mai aduceți aminte de gimnastică? Sunt două feluri de exerciții. Impuse. Și nu numai în gimnastică, în multe sporturi. E ceva impus. Ca și la școală, matematica întotdeauna e impusă, nu știu de ce. Îmi plăcea să fie liber aleasă, că n-aveam nevoie de ea în veac. Ce, nu e ăla 2 plus 2 egal 4? Gata. Ei, Pavel explică următorul lucru. Nașterea și moartea sunt impuse. Pe noi nu ne deranjează lucrurile astea. Dar pocăința este alternativă. Este liber ales. Vrei să o primești sau vrei să o refuzi? Omul profită că are dreptul să da sau nu și spune nu. Dacă ar avea dreptul să spună da sau nu la moarte, sigur că ar spune nu. Da, săracul nu îi se dă dreptul să spună da sau nu. Îi se dă dreptul doar să-și pună mâinile pe piept și să plece. Cu pocăința e complicat că nu e obligatoriu. Și omul profită de faptul că nu e obligatorie. Părerea mea personală este că era bine să fie obligatorie, că atunci intrau toți unde trebuie, chiar dacă n-ar fi vrut. Însă Dumnezeu este un Dumnezeu drept și respectă ființa care a creat-o ca pe sine. I-a dat dreptul să aleagă sau să refuze. Cât de mare este prețul acestei libertăți? Am oameni pe care îi respect, de care mi-e legată viața, oameni care nu vor să se pocăiască, crezând că este dreptul lor, dar acest drept este dreptul de a merge în iad și nu-i pot convinge. Plec din prezența lor
Și mi-e ciudă pe mine că nu știu să spun altceva care să-i convingă. Și plec înfrânt, iar ei rămân biruitori în necredința și în nepocăința lor, profitând de faptul că este alternativă. Ce bine era dacă era obligatorie. Ar fi intrat și ei, vrând, nevrând. Uitându-ne în carte, frați și surori, observăm că pocăința nu înseamnă doar ca omul să admită că este păcătos, ci înseamnă să admită că este păcătos, îndepărtându-se categoric de faptele care l-au făcut păcătos. Îndepărtându-se categoric de faptele acelea. Cine a băut să nu mai bea, cine a mințit să nu mai mintă. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar stop! Stop! Pocăință nu înseamnă să spui, da, recunosc, sunt vinovat și mâine din nou faci lucrul ăsta, iar sunt vinovat. Motivul pentru care oamenii vin în casa lui Dumnezeu, uneori, este să se simtă bine. Vin să se bucure, să asculte, să se relaxeze, dar tot ce aud, n-au chef să primească ca pe un adevăr personal și să permită conștiinței lor să se confrunte cu ceea ce au auzit. Ați auzit de multe ori despre Barna Group, despre grupul acesta care fac statistici. Oamenii aceștia au făcut niște statistici și am citit câteva dintre ele și mi s-au părut foarte de folos ca să vi le spun și dumneavoastră și să vă gândiți dacă nu cumva aceste statistici sunt un risc și pentru noi, nu doar pentru alții. Ascultați numai și cântăriți, pentru că suntem oameni care putem cântări. Biserica creștină devine tot mai puțin educată teologic și tot mai mult culturală și tradițională. Credeți că este o tendință, un fenomen sau nu? Tot mai puțin educată teologic și tot mai plină de cultură și de tradiție. Ce s-a spus din gură în gură? Cum a fost atunci, cum a fost acolo, cum era în biserica de unde am venit noi, fraților? Ce este important este să ne lăsăm călăuziți de Biblie, de ce e scris negru pe alb, că ne doare, că nu ne doare, că ne place, că nu ne place, că se potrivește cu ce știam noi, că nu se potrivește. Oamenii ăștia spun un adevăr, este o tendință, că și pentru noi sau doar pentru alții, asta este o problemă care se va vedea într-o zi. 2. Creștinii se izolează de lumea în care trăiesc, simțindu-se amenințați de oamenii la care ar trebui să meargă. Oamenii creștini nu se duc în piață pentru că piața e periculoasă, e confruntativă, e riscantă. Dar sinagoga, poliția nu prea te ia din sinagogă, că e locul dedicat unde predici. Dar la piață cumperi și pleci, nu te apuci tu să predici. De aceea creștinii se izolează de piață și folosesc doar sinagoga. Cine intră e mântuit, cine nu e bun nemântuit. Este aceasta o realitate sau nu? 3. Oamenii sunt mai puțin interesați de principii spirituale și mai interesați de soluții pragmatice. Pragmatismul este idolul acestei națiuni, alături de altele, relativismul, confortul și altele, dar pragmatismul este un idol american, al societății occidentale în general. Ei, oamenii nu mai sunt așa de mult interesați de principiile lui Dumnezeu, cât sunt interesați de soluțiile pragmatice. De ce este pragmatic? Adică, ce avantaje am eu din chestia asta? Dar avantaje când? La răsplata lui Dumnezeu? Oh, nu, nu, nu. Nu dau eu vrabia din mână pe aia după gard. Acum vreau avantajul, nu? La venirea Domnului. Că nu știu dacă vine Domnul sau nu mai vine. Este ăsta un creștinism autentic? În care speranța că Domnul revine este pusă sub semnul întrebării? 4. Interesul pentru acțiunile sociale a crescut în biserici, reducându-se pasiunea pentru puritate, pentru pocăință și pentru evlavie. Astăzi oamenii sunt dispuși să facă donații de bani și să construiască spitale, orfelinate, grădinițe. E foarte bine, dar oamenii ăștia care construiesc în primul rând ar trebui să se pocăiască și să trăiască în sfințenie și după ce s-au pocăit și au trăit în sfințenie să construiască. Dar dacă se duc și construiesc cu luleaua în gură, să nu creadă ei
că construcția lor o să le mântuiască sufletul. E bine că facem bine, dar dacă binele acesta nu se reflectă în pocăința noastră, ci doar în caritatea noastră, fraților, asta nu este bine. Să nu credem că donațiile noastre și alergarea noastră pentru Dumnezeu va acoperi nepocăința sau absența purității și a evlaviei. Este absolut necesar să trăim în sfințenie, luptându-ne cu ajutorul lui Dumnezeu, să fim găsiți în voia lui Dumnezeu. Ideea de toleranță cucerește biserica, dând naștere la liberalism, relativism, atât biblic cât și moral. Relativism biblic cât și moral. Cum biblic? Asta nu mai trebuie, asta nu mai trebuie, asta nu mai trebuie. Cum moral? Păi, asta mi-o pot permite, că pe vremea părinților noștri, da, acum merge. Acest relativism, atât în interpretarea Bibliei, cât și în practica vieții, în morala vieții, în etica vieții, este un fenomen pe care îl întâlnești din loc în loc. Întrebare, aici îl întâlnim? Mă apropii de încheiere, repede, repede. Biserica nu mai are putere să influențeze societatea. Biserica nu mai are cuvânt în fața societății. Nu mai are trecere în fața societății. Biserica nu mai stârnește curiozitate societății. Biserica nu mai are nimic de spus. Biserica nu mai are nimic de oferit. Biserica nu mai are argumente. Ne înghite islamul. Ne domină spurcăciunile acestei lumi. Ce se întâmplă cu biserica de nu mai are ce să ofere? Unde-s piesele care stârnesc curiozitatea și interesul? De ce așa? În închinarea bisericii se folosește o muzică pe care uneori nu o simt decât cei care cântă, iar cei care o ascultă, în loc de închinători, se transformă în spectatori care le ascultă piesele. Ascultați-mă, frați și surori, dacă cineva predică și toți ceilalți nu ascultă, ar trebui să se oprească. Iar dacă cineva cântă sau face o altă slujbă care nu folosește, atunci ar trebui să se oprească. Uitați-vă, vă rog, care ar fi nevoia oamenilor din sală și ce li se oferă din față. Uitați-vă la lucrurile astea și o să constatați că nu întotdeauna există un interes pentru cei care oferă să se potrivească cu nevoia celor care așteaptă să li se ofere. Asta este o mare tragedie. Vindem apă flămânzilor și mâncare însetaților. Aș vrea să ne oprim pentru că a trecut timpul și astăzi a fost o zi lungă. Am admirație pentru Consiliul Pastoral și pentru liderii bisericii, au stat până la 5 la biserică și vreau să le mulțumesc pentru efort, însă a venit timpul să ne oprim, să încheiem slujba din casa lui Dumnezeu și privind la locul ăsta din Biblie care are rezonanță pentru vremurile noastre, să ne întrebăm ce fel de oameni suntem noi în mâna lui Dumnezeu. Bărbaților, noi folosim mașini cu care ne tăiem barba, ne bărbirim. Ați observat că uneori se tocesc și trebuie schimbate. Ce ai face dacă nu ai avea cu ce să schimbi și ai tot folosi o paia râcâindu-te fără să mai taie nimic? În mâna lui Dumnezeu trebuie să fim un instrument ascuțit pe care El îl folosește pentru proslăvirea numelui Său. Mi-a dat Dumnezeu viață și sănătate, mi-a dat tot ce-mi trebuie și așteaptă de la mine o slujire care să onoreze împărăția Sa și voia Sa. Așteaptă o slujire care să câștige oameni, să ridice oameni, să înflorească oameni, să parfumeze oameni. Nu-i nimic din ce-mi trebuie fără să nu am. Întreb, îmi împlinesc eu menirea? Astăzi sunt aici, mâine poate nu. Ne împlinim noi menirea? Aș vrea cu acest gând să stăm înaintea Domnului rugăciunea care urmează și să ne rugăm cum ne va călăuzi Duhul. Haideți să ne ridicăm, stimată biserică!